Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la emisiunea ordinea de zi. Din nou o zi foarte plină, o surpriză de la colegi, suntem mai aproape de dumneavoastră decât în alte, în alte ediții. Trebuie să începem însă cu câteva știri de ordin financiar, economic, unele care sunt de-a dreptul ciudate și o să le luăm pe rând. Mai întâi că din acest weekend... Intră în vigoare două legi importante, cea privind uh, impunerea baxișurilor, proiect controversat după cum v-am mai explicat și cea vizând limitarea plăților cash în economie. Ambele legi aduc schimbări importante în, uh, în economie, e bine să le mai discutăm o odată, de fapt să reluăm principalele schimbări, să știți și dumneavoastră la ce să vă așteptați pentru că știți cum este. Necunoașterea legii nu vă absolvă de consecințele neaplicării ei. Bun. Uh, apropo de. Uh, Cozile acestea care le vedeți, era astăzi și la Finanța la Târgu Jiu, azi de dimineață era lumea albă ca să ia celebrele registre. Vreau să vă spun că și prin țară am văzut, prin, inclusiv în București, cozi imense ale agenților economici care doreau să-și facă rost de acest, de acest registru. Un, o, încă o dată spun, o mișcare inutilă a guvernului care a pus lumea pe drumuri părere proprie și personală pe care mi-o mențin și o să vedeți că am dreptate. Bun, ce cu acest registru pe care trebuie să-l și procure fiecare, da? fiecare agent economic? <coughs> Registrul se prezintă sub forma unui caiet cu pagina 4, ce trebuie numerotat crescător, pe ultima filă semnând administratorul sau înlocuitorul cu drept, de drept al acestuia. În registru banilor personali se completează zânii la începutul programului de lucru de către salariații operatorului economic aferenți unității de vânzare a bunilor prestarea serviciilor. Legea face referire la personal, nu la salariați. În, de exemplu, un PFA nu are salariați, dar are obligativitatea registrului, ca în firmele cu proști. Sau pot fi persoane ce nu sunt salariați, dar își desfășoară activitatea la punctul de lucru în unitatea de vânzare. Poate fi, de exemplu, un contabil angajat pe PFA. Deci trebuie să facă și el registru? În fine. Iată câteva aspecte identificate de colegii de la Hot Registrul Registru în sine nu se înregistrează la ANAF, însă în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, trebuie depus o notificare privind înregistrarea acestui registru, prin care se precizează numărul de pagini al acestuia este permisă folosirea unui singur registru pentru o unitate de vânzare-prestare de servicii. La terminarea unui registru ar trebui reluată aceeași procedură de notificare la ANAF în termen de 5 zile lucrătoare de la data terminării registrului vechi și înființării noului registru. Deci, deși oamenii au trebuit să stea la a iurea, registrul nu are regim fiscal special, prin urmare, cea mai eficientă metodă de înființare acestuia este achiziția unuia din comerț cu cât mai multe file. Deci oamenii stau degeaba acolo, da? Bun. Ordinul analizat introduce și rubricația coloanelor din registru ce poate fi întornuită prin liniere. Operatorii economii răspunde de integritatea registrului. Completarea în registru se, se facă fără spații libere, fără ștersături sau modificări. Operatorii economici trebuie să facă instrucțiile necesare pentru ca salariații să înțeleagă ce li se cere, respectiv trebuie să li se precizeze de, în fișele de post aceste noi obligații privind respectarea, așa. Modul de aplicare sau de când este aplicabil acest registru, că aici e o problemă. Uh, trebuie uh, trebuie utilizat, trebuia utilizat registrul încă din 30 aprilie, dar data publicării Monitorul Oficial, însă contravențiile pentru nerespectarea acestui obligații se vor aplica doar pentru faptele constatate după data de 8 mai. Deci, începând de luni, o să și vedeți pe reprezentanții ANAF-ului, așa, cu De cu n-au și mascați, dar nu ce problemă, poate le vine vreo idee. Vor merge peste buticari, peste firmele mici, să ia pe sus, să vadă dacă bate eventual Ian, uh, unul de ăsta mai mare angajat la ANAF, ia pe, magazin, pe cel cu magazinul și începe să-l scuture, îl întoarce invers și începe să-l scuture, să vadă dacă cad bani. Apoi ce cade, verifică dacă bate cu registru. Registru care s-ar putea să nu-l fi luat, pentru că n-a avut loc la direcția finanțelor să-l declare. Dar în fine, așa e în România. Bun. Acum. Este obligatoriu, că acum asta e problema, dacă, ar fi, dacă este obligatoriu să fie programată casa de marcat pentru baciși. Că asta e altă dandana. Dan răspunsul celor de la finanțe este așa. Nu este obligatoriu să aveți programată casa de marcat pentru și sau rest neridicat. Dacă în firmă nu se primește și sau restul se acordă clienților în totalitate, până la ultimul bănuț, nu ai de ce să programați casa de marcat pentru a opera și astfel de situații. Dacă nu primiți bacșiș, și acordați restul la bănuți și nu permiteți clienților să-și lase restul pe teștia sau angajaților să accepte ca un client să lase restul, nu aveți de ce să introduceți în casa de marcat în această situație este suficient să puneți un afiș în care să rezulte că nu primiți baccisi și că restul se acordă la bănuț. Bun. Acum vreau să vă spun că nu bate una cu alta și din alte motive. Cine mai e astăzi? Bine, nu, nu sunt subdiviziuni la leu, nu prea există. Dar bănuții aceia, 10 bani. Să, 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 da, 10 bani. Cine mai e nu-i mai a nimeni. Acum ce să facem? Deci o să vedem că vânzătorul respectiv ia cu forașul și aruncă la, ca să nu ia ca bacșiș, îi aruncă la gunoi, nu? Sau vor căuta și acolo angajația anaf. <gângh> acum ar mai fi o chestie. Știți cum e? Punem anunțul că noi nu primim bacșiș. Dar acest, acest anunț, știți că înainte de 89 exista. Nu s-a respectat niciodată. Cum se va respecta acum? Sau bun, să zicem că nu, se, că nu ar fi o problemă de genul ăsta. Dar îți lasă, te duci la, până și la pâine. Este 90 de bani pâinea, ca și mai sunt pâini pâi sub un leu. Nu o să-ți nimeni diferența aia până la un leu. Atunci ce o să faci? Dacă ni n-ai de unde să-i dai restul, că e posibil și asta. Deci vânzătorii respectivi vor trebui să vină uh, cu uh, plasele cu bani mărunți, ca să aibă să de arest. Că dacă nu vine anaf și confisc. Bun, stau și mă întreb. La magazinele mici, hai să zicem că la unele unități mari unde devărul e mare și e vorba de, să zicem, de vânzări de sute de milioane de lei vechi și ăsta se justifică pe uneva că bănuiesc că și bacșișul poate fi o sumă importantă. Dar la un magazin de cartier care vinde, să zicem, de 2-3 milioane de lei vechi pe zi și eventual bacșișul ăla un 10-15 lei maxim pe zi dacă rămâne. Nu rămâne nici atât, dar să zicem că atât rămâne. Te găsește fiscul cu el la sfârșitul programului. Sau în orice caz aproape de finalul programului. Și ei amenda aceea care zice legea. În fine, de ale noastre. Bun. Acum ai acum. N-am insistat până acum, deși cred că v-am prezentat cândva acest lucru. Asta se întâmpla cu luni în urmă. Plățile cash care sunt subiectul fierbinte al anului, sunt, uh, uh, sunt de actualitate și vreau să vă spun că de data aceasta începe aici, poate este cumva în regulă ce prevede, ce prevede legea. Uh, Plățile din avansuri spre decontare vor putea fi făcute în limita unui plafon zilnic de 5.000 de lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare. Se arată în legea pentru întărirea disciplinei financiare privind încasările și, și plățile publicate joi în monitorul oficial, adică azi. Documentul limitează și plățile făcute între persoane fizice la 50.000 de lei, deci 11.300 de euro la cursul de joi de astăzi al BNR. Cu alte cuvinte, orice vânzare, cumpărare, împrumut între două persoane fizice poate fi făcută cash doar până la acest pl plafon. Restul prin bancă. Păi bun. Să zicem că eu am acasă, 20.000 de, de euro, da? Și uh, vreau să cumpăr și să știți că sunt foarte mulți de așa, care au adus cum au adus banii de afară, uh, îi iau de acolo, mi-au trimis copiii care i-am, să zicem, la muncă în străinătate și vreau să cumpăr o locuință. O locuință care, știți cum au coborât prețul la Târgojiu, cu puțină, pe anumite zone poți să iei cu 20.000 de, de euro, iei apartamentul. Bun, deci ce fac dacă nu m am voie? Bine, noroc că legea aceasta intră în vigoare peste 30 de zile. Dar, conform legii, deci până la jumătate din bani îi pot da omului și încheiem contractul în... Deci pe cash și îi las trebuie să-i du la bancă. Adică al comision, alte lucruri. Păi bun, dacă eu fac contractul și îl fac pe bune, pe suma respectivă, de ce mai e nevoie? Că până la urmă tot suma aia o plătesc. De ce trebuie să-i mai dau și băncii bani? Întrebare. Deci, cum spuneam, guvernul întinde o mână băncilor care vor comisiona orice tranzacție cu până la 0,2%, ceea ce pentru sistemul bancar, unde activitatea tradițională unei bănci acordate de credite și atragerea de depozite este la limita supraviețuirii, este ca o mană cerească. Uh, bun, atenție, sunt și cazuri când nu mergem, nu se aplică limitarea plafoanelor cash. Depunerea de numerar în conturile deschise la bănci, inclusiv în automatele de încasări în numerar. Plata cheltuielor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizației și a cazării pe timpul deplasării, precum și a cheltuielor neprevăzute. Plata numerarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor, amenzilor și altor obligații datorate bugetului general consolidat al statului. Retragerea de numerar din conturi deschise la bănci pentru plata salariilor și altor drepturi de personal. Transferarea de sume prin intermediul instituțiilor care prestează servicii de plată autorizate de BNS sau autorizate de al stat membru al Uniunii Europene și notificate de către BNE. Depunerea numerar în automate ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bannote sau monede. Atenție! Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 de lei și respectiv de 10.000 de lei în cazul magazinului de tip Cash Ancari precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 de lei respectiv de 10.000. Adică, haideți să vedeți cât de, cât de mare e tâmpenia. Deci eu cumpăr, să zicem, un produs de 8.000 de lei un televizor super ultra sofisticat. Dar trebuie să o fac doar prin, deci depășind 5.000 de lei, n-am voie să zicem factura respectivă să o plătesc în două etape, în două zile să zicem. În fine, alte sunt lucruri care merg, sunt, urte, sunt lucruri care nu merg în momentul de față, dar să știți că mai întâlnim în Italia, în Spania și chiar în Suedia. Uh, dar acolo sunt plăți electronice foarte multe, la noi încă nu sunt. La noi încă se mai practică și încasarea salariului pe baza, deci în mână practic, deci fără să folosești cardul. Unii folos, se feresc de card și în această situație. Deci, cum o să-i facem să-i disciplinăm în chestia asta? Mai durează, nu este exclus să se poată face, dar uh, să trăim și să vedem aceste lucruri, că acum toate par, toate par, în regulă, dar vom mai vedea. Bun, o altă știre pe care aș vrea să o comentăm în această, țară, în această seară, pe lângă faptul că hai să ne luăm tot de fisc. Iată o prevedere controversată în nou cod fiscal. Chiar dacă plătești, de fapt, în aceasta legată tot de chestia cu baxișurile, că se leagă, chiar dacă plătești de 10 ori amenda dată de fisc, ca să nu ți se suspende activitatea firmei, banii nu se restituie nici când câștigi procesul. Secretar de stat la Ministerul Finanțelor spune, vom rediscuta articolul cu colegii de la juridic. Foarte simplu. Nu contrazice acest lucru. N-au văzut, deși sunt plătiți ca să vadă, în momentul când aplicăm legea vedem că nu e bună și că avem probleme. Exact boala românească. Deși orice lege, orice ordonanță are la ea, și ați văzut și dumneavoastră că puteți să vă uitați pe un monitor oficial sau, semnează un cârlic de șef, șefut, secretar de stat, ministri și nu știu ce. Bun. Dar și-ar trebui să fie verificată și paraverificată. Dovada însă că nu se uită nimeni, nu citește nimeni ce se pune acolo, pentru că altfel n-am avea situații de genul asta. În timp ce noi vorbim despre bacșuri și sau carduri de sănătate, Anac tocmai și-a dat o ordonanță care spune că deciziile instanțelor nu li se aplică lor. Culmea că unul dintre semnatarii ordonanței OP 2015 chiar Robert Cazanciu, ministrul justiției. Scrie Gabriel Biriș, unul dintre economiștii marei României, a apărut astăzi eu l-am văzut pe, pe, DG24, pe contul său de Facebook. Într-adevăr, potrivit ordonanței 8 din 2015, în cazul unui control al ANAF, ai posibilitatea de a plăti de 10 ore amenda aplicată pentru a nu se suspenda activitatea firmei. Suma se face venit la bugetul de stat și nu se restituie în cazul în care, la solicitarea operatorului economic, instanța de judecată anulează procesul verbal de constatare a contravenții. Deci, nu avem numai justiția tot puternică. Iată că acum avem și finanțele. Ce mai trebuie? Păi hotărâre judecătorească? Dar cine să ia judecătorii și să, să decidă peste fisc? Fiscul este tot puternic. Mai să fie. Suntem în România, dar parcă, parcă sunt din ce în ce mai multe. Așa că e de e o problemă din acest punct de vedere. Vreau să, vă disput, să discutăm astăzi despre, o, despre un studiu o problemă pe care o traversează România și să știți că e una foarte serioasă la care ar trebui să se gândească și guvernanții noștri politicieni, politicieni în general și să se ia și, mă, și măsuri în acest sens. De ce? România este văzută de români ca o țară nesigură, cu cetățeni speriați, care pe termen scurt se confruntă cu riscul unui război, iar pe termen lung și mediu cu riscul unei crize economice cronicizate, arată un studiu IRES cu privire la percepțiile românilor legate de securitatea națională și incidența unor riscuri. Iată ce spune Vasile Dâncu. Atunci când sociologii abordează problema riscurilor și amenințărilor, România apare ca o țară devastată de frici și de percepția unor pericole care pândesc individul, comunitățile sau chiar țara în totalitatea ei la tot pasul. Bun. Cum ar fi asta? Universul social al romanului, al românului, pardon, asta e din cauza că se scrie fără diacritice, pare populat de nesiguranță și incertitudini, de spaime și viitoare pericole care îl determină la acțiuni sau reprezentări fataliste sau pesimiste cu privire la viitor. În mod evident, când studiem opiniile și atitudinile față de riscuri, noi, sociologii, nu măsurăm o realitate obiectivă, ci o reverberație subiectivă a unei imaginații a pericolelor din societate, spune Vasile Dâncu. Cu multe dintre riscuri, omul virgin nu are contact direct, deci ajunge să le perceapă prin intermediul mass media, explică sociologul. Mass media, atenție, amplifică incidența unor riscuri și ajută de cele mai multe ori la nașterea sentimentului unor amenințări viitoare, pericole virtuale sau amenințări colective. Unele riscuri sunt atenuate printr-un optimist exagerat al gândirii cotidiene. Altele sunt supraestimate datorită unor accente intens mediatizate sau chiar prin incidența unor campanii de marketing sau promovarea unor produse sau servicii, apreciază acesta. Ceea ce observăm noi sociologii, spune Dâncu, este că în România crește percepția iminente, iminenței unor riscuri și alături de aceasta se dezvoltă o situație de incertitudine care face să crească neîncrederea în societate și o neliniște legată de securitatea individuală sau posibilitatea controlului propriului destin, spune, spun, Vasile Dâncu. Analizele datelor din studiu arată că românii dezvoltă comportamente adaptative care, în multe situații, prelungesc iluzii sociale sau, în altele, accentuează pierderi masive de capital uman, cum ar fi aceea de a căuta siguranța în alte societăți prin migrația internațională. Riscuri precum nesiguranța locului de muncă sau cel legat de șomaj sunt cele cu care ne-am obișnuit în ultimile decenii, dar la ele se adaugă mai nou terorismul riscurile alimentare, poluarea, accidentele nucleare. Românii sunt tot mai speriați de traficul și consumul de droguri sau de riscul unui război în zonă, spune sociologul. Acum vreau să vă spun că e cam forțat, adică nea Ion sau Doda Veta percep, dacă, nu, dacă sunt pensionari sau în orice caz nu sunt în câmpul muncii, într-adevăr, poți să li se orice, să se sperie de orice. Dacă sunt salariați, cu siguranță pericolul pierderii locului de muncă, pericolul șomașului, mai, mai ales într-un județ ca al nostru, dar în țară vorbesc, este destul de mare. Din, din păcate, în societatea contemporană și nu numai în România asta, toată lumea există o anumită teamă că își va pierde locul de muncă, mai ales la cei care lucrează în sectorul privat, care are ceva, ceva probleme mari în acest moment. Până și riscul de dictatură are incidență de 39% într-un moment politic și în ideologii în care suntem convinși că democrația a învins definitiv. La orașe și sate sublinează acesta. Păi asta, asta o cred. Dovada cea mai bună e că foarte mulți cetățeni ai României, unii și de peste graniță, au votat într-un fel sau altul de teama dictaturii. Că vi, dacă vă va fi dictatură și nu știu ce unii nu mai știu ce s-a întâmplat acum 25 sau nu a trăit acum 25. Dar gradul lor de cultură fiind atât de limitat, normal că cred orice li se spune. Știți cu ce ne-am noi la alegerile din noiembrie? Pericolul comunismului, acum vreo 5 ani era pericolul ca aveți, doamne, ăștia, mogulii să pună mâna pe sare și pe alte bazaconii pe care le debita unul dintre candidați și care românii le înhățau fără probleme. Da. Asta e poporul, asta e țara. Atenție! Aproximativ 2 din 10 români declară că se simt amenințați de ceva în momentul realizării acestei anchete. Dintre aceștia cei mai mulți se simt amenințați de sărăcie sau de lipsa banilor, adică vreo 25% dintre ei, de îmbolnăvire sau probleme de sănătate, 19%, dar și de război sau acte de terorism, 11%. E normal să fie mai mic procentul, dar mi se pare totuși destul de mare acel cu pericolul de război sau de acte de terorism în condițiile în care România, datorită uh, instituțiilor pe care le are, datorită alianțelor în care facem parte, practic uh, pericolul de război este foarte redus, iar cu terorismul deocamdată s-a reușit evitarea acestor probleme și nivelul de alertă este foarte mic. Alți 9% declară că sunt amenințați de pierderea locului de muncă. Eu cred că ar fi mai mulți. 5% de negăsirea unuia, da, deci dacă îi adunăm, acolo sunt. Alți 5% de criza economică, iar 4% de nesiguranță privind ziua de mâine. Păi ăștia toți îi putem băga într-o singură, într -o singură categorie. Și atunci avem vreo, 9, vreo, 20 și ceva la sută, ceea ce ar fi normal. Adică cel puțin un sfert din români au problema aceasta, dar cred că sunt mai mulți. Uh, alte mențiuni sunt nesiguranța, în general, nerespectarea legilor, degradarea mediului înconjurător, calamitățile naturale, corupția, starea uh, politicii din România, infracționalitatea sau singurătate. Sunt probleme mari, dar, iată, atenție, corupția nu e prima problemă, neidentificată nici ca primele, s-ar putea ca la un moment dat aceste instituții care sunt pe val acum în lupta anticorupție să nu mai fie în topul popularității pe o perioadă mai lungă. Cei mai mulți dintre respondenți sunt rezervați în modul în care văd viitorul. Și aici interesant. 46% crezând că acesta va fi la fel ca prezentul. Deci jumătate dintre români cred că nu, deci nu văd perspective de mai bine. În același timp, 27% cred că acesta va fi mai bun decât prezentul, iar 22% că va fi mai rău. Riscul care consideră cei mai mulți dintre participanții la studiu că se confruntă România pe termen scurt este de război, 19%. Deci, cum spuneam, o aberație. Da? Asta e. Acesta fiind urmat de criza economică 7%, de creșterea ratei șomajului și a lipsei locurilor de muncă 5%, precum și de sărăcie. Deci românii noștri uh, nu văd problemele de aproape cu care se confruntă zilnic, ci lor le e problemă că s-ar putea extinde războiul din Ucraina, nu? Sau că, de fapt, singur e singurul la granițele noastre. Da, a mai fost război și bombardament NATO în Serbia în, în 99. Și n-a fost atât de mare. Deci... Aceasta, apropo de sociologii, România este din ce în ce mai ciudată, dar ar trebui să privim aceste lucruri și dintr-o altă perspectivă. Și anume, îmbătrânirea populației de stă în țară, că sondajul e făcut pe populația din țară și știi când ieși la, cum spuneam, ieși din câmpul și ăsta ți se multe răspuns diverse, adică te gândești la toate, bă, la drobul de sare știți, povestea lui Ion Creangă. Alte riscuri menționate în proporții mai reduse sunt cele ale migrației forței de muncă în alte țări, cel de criză politică, de consum, în fine. Studiul a fost făcut pe 1519 persoane de 18 ani, pe un eșantion multistratificat, probabilistic reprezentativ la nivel național, de o orare maximă tolerată de plus-minus uh, 2,5%. Și a fost făcut între 17 și 22, și 22 aprilie 2015. Atenție! Uh, uh, acest studiu are o, deci o rată de probabilitate destul de mare după cum uh, spun specialiștii. Haideți să ne îndreptăm atenția spre veștile zilei cu siguranță le-ați văzut pe posturile naționale că se titrează senzațional deci etichete roșii albastre vers fiecare titrează cum vrea. Păi primul primul lucru care se se impune să-l să spunem, este faptul că Elena Udrea este în sfârșit în sfârșit acasă. S-a întors uh, s-a întors în locuința personală. Uh, vreau să vă spun că deci după uh, o perioadă, deci ea era arestată, cred că de prin februarie și iată că a plecat, a plecat de la închisoare, puțin mai grăsuță, sem că i-a primit, adică, nu că i-a primit perioada de închisoare, că nu se poate acest lucru, dar nu și-a putut face probabil nici gimnastica, deci nici mișcarea aferentă și alimentația a fost cum a fost. Uh, ea a fost așteptată de mama sa cu un buchet de flori de prietena sa Roxana Dragomir și de apropiatul său Cristian Călugăru. Ea a anunțat uh, uh, acum acum că ieșea are are încredere în justiție, foarte interesant uh, până acum n a mai avut și că va fi la dispoziția justiției, că justiția nu știu ce în fine. Deci, după aproape 3 luni, Udrea este schimbat, complet schimbată. Imaginea impecabilă pe care a afișat-o de la intrarea în politică s-a șifonat în urma săptămânilor petrecute în arest. Părul nu mai este îngrijit ca pe vremuri. Ce, cele câteva luni petrecute în spatele gratilor și au pus serios amprenta pe aspectul fizic, cum spuneam. Dacă înainte era mereu aranjată cu părul întins, cu afat, udrea uh, a ieșit total schimbată pe porții închisorii, fără machiaj, cu părul ondulat și nearanjat, cu coșuri pe gât, cu sprâncenele desenate în două nuanțe și cu un ten serios uh, afectat. Poate că una din cauze este și lipsa îngrijirii cotidiene cu care era obișnuită sau poate că lipsa fondului de ten i-a arătat adevărata față. Cert este că tenul Eleni este brăzdat de semne adânci și ușoare pete după lunile petrecute după, după gratii. Acum vreau să vă mai spun un lucru. Condițiile din închisorile românești, nu întâmplător, luăm permanent luăm condamnări la CEDO și pe acest pentru condițiile din închisori. Dacă au făcut nu vrem să facem absolut nimic în acest domeniu, ci le umplem în continuare fără să ne, pentru că ar fi și varianta și cred că s-ar găsi oameni de afaceri să facem niște pușcării private. Sunt uh, sunt foarte multe asemenea uh, în uh, asemenea închisori în vest, așa că s-ar putea face și sunt după modele european, deci n-ar fi ceva și din comun. Deci, acum vreau să vă mai spun o chestie. Bun, Elena Udre a fost eliberată, cred că e normal, au trimis-o în judecată, n-aveau de ce să o mai chinuie la târgușor, cel puțin până dacă va lua condamnare sau nu, cu justiția noastră, nu cred, dar vreau să vă spun că justiția românească nu, pre, nu putea să nu-și dea un stângul în dreptul așa ca să fie de reținut momentul. Și știți de ce? Foarte simplu. Elena Udrea a fost pusă în ares la domiciliu de judecătorii în altei curți. Dar magistrații au făcut o gafă uriașă. Ei au decis că Udrea va sta în ares la domiciliu de pe strada Unirii, acolo unde locuia pe când era căsătorită cu Dorin Cocoș. Însă domiciliul de fapt al lui Udrea este cel din apartamentul din complexul rezidențial Stejari, Udrea este acum la poliție și cere să se, ca să efectueze arestul la apartamentul din nordul Bucureștiului, nu la cel de pe Uniri. Ea nu poate pleca din secția de poliție până când legal nu i se rezolvă cererea. Doar în România se poate asemenea, asemenea lucru: să nu știe stânga ce face dreapta. Bun. Asta e cu Elena Udrea. Vreau să vă spun și am frie, prietenilor de pe Facebook le-am spus, adică le-am promis că vom vorbi de acest lucru despre cea mai periculoasă meserie din România. Știți care este? Cred că v-am mai spus o dată, mai demult. Funcția sau meseria de președinte de Consiliu Județean. Deci, dacă luăm cu două, trei excepții, toți președinții de Consilii Județene sunt în diverse faze, ori cu ANI, ori cu DNA, ori cu parchetul general. Astăzi, au mai fost săltați doi. Unul dintre ei, este Cristian uh, a Domniței. Știți că acum vreo câteva săptămâni un desant de nea s-a dus pe acolo, de asta nu era acasă, cu ghilimele de rigoare. Deci te duci cu o, o imensă desfășurare de forțe, mamă, să cercetăm și a Adomniței era la Strasburg. Deci a fost jenantă prestația autorităților, că nu cred eu că au făcut-o intenționat, vezi, doamne, să nu fie laci. Deci eu rămân la părerea că Uh, pur și simplu a fost uh, necunoașterea situației, dar în fine. E, eh, vreau să vă spun că astăzi, Că să arătăm că suntem foarte activi, l-au săltat pe, pe adomniței de prin, de prin oraș, deci de pe drum. De ce să-l cheme la, la DNA, la IA sau ceva? Nu, e mai spectaculos așa, adică și ziariștii au o știre și nu știu ce, că toate, toate le au titrat săltat, uh, săltat de DNA. Președintele Consiliului Județean Iași, liberalul a domniței a fost ridicat de către procurorii DNA joi, după pe, în timp ce se afla în trafic, în municipiu Iași și a fost dus la audieri. Liderul PNL spune că procurorii nu l-au săltat din trafic și a fost chemat la sediu DNA. În fine, sub nicio formă nu am fost ridicat din trafic, am fost chemat la audieri și aștept a transmis a domniței. Așa o fi, dar parcă toată presa să se înșele... Posibil. Între timp aflăm că un alt... Uh, 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 un alt președinte de Consiliul Județean, uh, Nikifor, Cătălin Nikifor, pe seama lui, de la Botoșani, uh, are și el uh, niște probleme și nu din cele mărunte. Uh, uh, și nu se, nu se pune problema uh, uh, cum să spun uh, uh, Adică și el a făcut niște afaceri cu firma Consiliul Județean, cu un drum de la o comună, deci speța e destul de încălcită. Este luat la audier, cine știe ce se, ce se, va, mai, ce se va mai, întâmpla. Dar e clar că nu e bună nici în zona respectivă. Bun, Acum vreau să, să încep, să zicem, acestea au fost veștile zilei, deci cei doi președinți de Consilii Județene, unul de la PSD, unul de la PNL, fost USL, s-ar putea să, să nu mai ajungă acasă astă seară, adică să fie reținuți pe câte 24 de ore și după aceea Dumnezeu cu mila. Pe de altă parte, parcă, cum să vă zic, tot lotul Gala bute sunt acum în arez la domiciliu uh, și tot așa, parcă se schimbă puțin lucrurile rap în activitatea instituțiilor, da? Mai vedem și în săptămânile următoare. Începem cu veștile bune acum, veștile normale pe unde, a, pe unde ar fi. Corpul de control al Ministerului Mediului a efectuat joi verificări la sediile companiei austriace Hol Industries, uh, potrivit unor zile din administrație. Ministrul s-a autosesizat după ce în presă au fost prezentate detalii despre faptul că grupul austriac ar accepta cu bună știință și ar recompensa printr-un sistem de bonificație lemnul tăiat ilegal din pădurile României. Sediile vizate de controale au fost cele din Sebe și Rădăuți. Corpul de control al Ministerului încearcă să afle dacă se confirmă suspiciunile legate de acceptarea lemnului din tăierile ilegale, fapt semnalat de mai multe organizații ecologiste internaționale, printre care Uh, un ONG cu, de mediu cu birouri în Washington și Londra. Președintele Claus Iohannis a fost acuzat că s-ar fi lăsat influențat de această firmă pentru a trimite spre reexaminare codul silvic. Acuzațiile au fost formulate de fostul ministru al Apelor și pădurilor, Doina Pană, în plus... Uh, uh, avem și o scrisoare a firmei, a conducătorului firmei respective, care a transmis o scrisoare către prim-ministrul României, cerând să schimbe codul, Silvii codul Silvi, pardon, în caz contrar, amenințând cu efecte negative asupra comerțului între Austria și România în general. În privința acuzațiilor privind cumpărarea de lemn tăiat ilegal, reprezentantul firmei austriece spunea că vor demara o anchetă internă și va lua decizii în consecință. Cităm, toate persoanele implicate în procesul de achiziționare sunt obligate să semneze pe proprie răspundere faptul că vor respecta normele de conduită internă. Compania noastră nu va tolera comportamentul inadecvat al angajaților săi. Adică să dăm o declarație ca să fim în treabă când am văzut cu toții imaginile prin care austriecii spuneau da, dăm și un bonus, găsim noi o soluție să preluăm totul, nu? Și cum se întâmplă? să fim, care camioanele într-o veselie, duceți-vă în momentul când uh, o luați spre Tismana, Pade și încolo și asta deci vreau să vă spun că vă întâlniți foarte mult, mai ales în zilele libere și eu n-am înțeles dacă sunt legale transportele, că e posibil să fie legale n-am de unde să știu, dar dacă sunt de ce se fac mai mult în zile libere și mai ales atenție la orele de seară apropo pe defileul Jiului în weekend sunt coloane de tiruri cu lemn, văzute chiar cu, cu ochii proprii. Am un dubiu, de ce, de ce nu circulă mijlocul zilei, când pot, oricum pot fi văzute din satele Ibănuie și altfel, dar de ce mai mult în zile libere și asta? Așa mi se pare mie, atunci îi văd eu. Pardon, poate atunci și circulă mai mult, dar asta e altă problemă. O întrebare, că Deocamdată rămâne doar cu întrebările. Știți cum se spune. Bun. Mergând uh, mai departe pe acest. Uh, uh, și vă spuneam uh, acest uh, lucru, uh, se întâmplă. Se întâmplă ceva apropo de, de zona silvică. Codul respectiv, avem nevoie de el, și așa că până la urmă eu cred că se va se va face ceva cu el Bun sunt, sunt și alte știri, una dintre ele hai să intrăm puțin și în partea politică după aia venim în gorj și anume Mariano Prișan, lider PSD, președinte de Consiliul Județean se pare că ar cam trece în tabăra UNPR Bine, e tot acolo în alianță, dar nu s-ar mai prea înțelege cu liderii, uh, liderii PSD-ului de la centru sau nu atât de bine. Uh, apoi, uh, o altă știre importantă, uh, Gheorghe Nechita, primarul de Iași, primarul amoresc cum îl numește presa și cred că este întemeiată această etichetă, uh, și-a dat demisia din toate, uh, din toate funcțiile din PSD. Este simplu membru, și s-ar putea să primească. să uh, piardă și această funcție, dacă va fi arestat. Cel puțin asta este anunțul oficial. Uh, acum vreau să vă spun, uh, apropo de politică. Știți că deci a avut loc și un o reuniune a partidului de guvernământ a PSD-ului. Premierul și liderul PSD, Victor Ponta, a ținut să le spună colegilor din PSD la începutul comitetului executiv că PNL nu poate dărâma guvernul, numai DNA poate face asta. Cităm. Foarte mulți dintre colegii noștri, unii pe bună dreptate pentru că au greșit și mă refer aici la unii mai recent apăruți în opinia publică, alții pe nedrept au avut de suferit, dar important este că oricâți dintre noi nu mai sunt la această masă, partidul este tot la 40% și tot o să câștigăm alegerile locale și generale și sper că dacă le câștigăm să putem face treabă. Am câștigat alegerile în Argeș, că nu mai aveam nici președinte, nici primar, că nu ne-a bătut PNL-ul. Ce naiba? Și nici o să ne bată vreodată. La fel și în Prahova, la fel și în Constanța, la fel și în Ialomița, la fel și în multe alte zone. Dar ne bazăm pe oameni și o să câștigăm încă o dată alegerile. În Parlament PNL nu ne poate da jos. Dacă ne dă jos de neau, asta este. Partidul nostru rezistă în orice condiții și sunt convins că vom fi pe primul loc și în 2016. În 2016 a fost mesajul lui Victor Ponta. Da, sunt două declarații. În primul rând că trebuie să-și îmbărbăteze colegii care sunt tot mai, sunt tot mai, puțin, tot mai puțin la masa aceea, că tot mai mulți sunt săltați de DNA. Pe de altă parte, este și acesta, și acesta un lucru, partidul a dus aceste arestări și dacă ne-am uitat pe niște sondaje și v-am mai spus acest lucru, nu cred în momentul de față, nu cred în varianta aia că să zicem, PNL-ul ar avea nu știu ce avans față de PSD, dintr-un motiv foarte simplu. Partidul cel mai bine organizat în teritoriu, chiar dacă, se, chiar dacă cad președinții Consiliului Județene, primarii în municipii și celelalte, este tot Partidul Social Democrat. Bineînțeles, lucrurile se mai pot schimba. Astăzi am mai avut o informație, una care cum să vă zic, nu ne face plăcere să o spunem, dar o prezentăm. Unul dintre cei mai cunoscuți doctori din Oltenia, șeful clinicii de hematologie a Spitalului Filantropia din Craiova, medicul Gabriel Găman, a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență în formă continuată. Sentința a fost pronunțată astăzi de Tribunalul Dol și nu este definitivă, putând fi atacată cu apel. Medicul Dragoș Gabriel Găman a fost prins în flagrant în timp ce primea 500 de euro de la Silvia Gună femeia a mers pe data de 28 aprilie să discute cu șeful clinicii de hematologie din cadrul Spitalului Filantropia Craiova. Silvia Gune a spus lui Dragoș Gabriel Găman că vrea să-și pensioneze mama pe caz de boală. Pentru acest favor, medicul a cerut suma de 500 de euro. Banii au fost dați câteva zile mai târziu în birou doctorului. E, dacă ar fi să aplicăm legea în acest domeniu, câte nu s-ar putea întâmpla și aici la Gorj și în alte părți din țară. Pentru că în continuare se poate. Toată lumea se riscă în continuare pentru că el n-ar putea să fie cel vizat de autorități. Cel puțin așa cred unii și iată că o pățesc de fiecare, de fiecare dată. Bun, acum știți cum e. Unii medici îi vrem în, în țară și sunt plecați în exterior, Aia de avem, i -i, uite, ia, unii ia condamnare cu executare. Cine va mai fi disponibil, vom mai vedea în perioada următoare, dar e clar că sunt probleme. Bun, ne îndreptăm atenția spre Gorj în ultimele minute și unde credeți că am putea să, să vedem informațiile cele mai importante? Una dintre ele una dintre ele este că ieri la Târgu a fost o zi de vară cu un jur de 30 de grade iar pe Transalpina uh, sunt uh, e zăpadă de 3 metri. Așa că încă n-a încă venit vara cum ne așteptam noi, cu siguranță vremea și va reintra normal în câteva, uh, în câteva zile. Da, colegii îmi spun că mai avem 5 minute din emisiune. Acum vreau să vă spun că, apropo de știrile din Gorj, cele mai importante se referă, bineînțeles, la ce credeți, tot la complexul energetic Oltenia. Adunarea generală a acționarilor de la Complexul Energetic Oltenia a aprobat planul de închidere a unor unități a declarat directorul companiei Laurențiu Ciurel. Este vorba despre două grupuri de la Turcen, două de la Brăila, perimetru Seciurile și cariera Peșteana Sud. În viitor, anunță Ciurel, se va începe procedura de închidere a carierilor Gârla, Poiana și Rovinari. Bine, această știre nu ținea, nu ținea cont de veștile de ultimă oră dinspre Brăila în sensul că la Brăila nu se pot închide cele două grupuri pentru că sunt de siguranță națională și ele echilibrează sistemul în anotimpul rece și tot așa, deci nici pomeneală, iar cei care plătesc vor fi gorgenii, vor fi complexul ăia care au acceptat în contul datorilor și aici e vina actualului management, a acceptat în contul datorilor uh, acele grupuri de la Brăila Pardon. Totodată directorul Ciurel spune că întâmpină dificultăți în încercarea de a scăpa de grupurile de la Brăila. Complexul energetic Oltenia a preluat grupurile de la Brăila în 2013, cum spuneam, în contul unei datorii de aproape 30 de milioane de lei pe care o avea CET pentru cărbunele livrat. Complexul a mai plătit și o milioane de lei în tranșe și a preluat și aproape 300 de angajați de la Brăila, dar și niște grupuri fără avise de funcționare. Practic, grupurile au mâncat bani, nu au adus niciun profit companiei. La vremea respectivă, preluarea grupurilor de la Chișcani era prezentată ca o mare afacere, iar acum complexul nu știe cum să scape de ele. Directorul Ciurel vrea să le vândă, dar nu îl lasă cei de la Transelectrica. Ciurel zice că Transelectrica cere, dar nu oferă nimic în schimb. Avem o hârtie foarte ciudată de la Transelectrica care ne pune în vedere că nu putem închide Braila, pentru că este o termocentrală. De sistem care poate ajuta la menținerea sistemului energetic. Am citit-o, am dezbătut și eu spun că Transelectrica și ANRE recunosc faptul că nu mi-au plătit starea, de, starea asta de rezervă pe care ar fi trebuit să mi-o plătească. Nu poți să plătești un polițist doar când prinde hoțul, ci și când uh, face munca de birou. Așa și cu noi. Nu ne-a plătit această rezervă. Și aduc aminte de noi doar 4-5 luni pe an, a declarat la un post de televiziune local uh, directorul general. Post. Uh, deci. Acum, dacă se vor închide grupurile sau nu, vom mai vedea. Dar tare mi-e frică că rămânem cu paguba. Sigur rămânem cu paguba. O altă veste. Știți, v-am spus și noi că au întârziat acum în ultimile săptămâni salariile din complexul energetic. Ce le spune la aceeași emisiune de televiziune Laurențiu Ciurel? Spune că salariații trebuie să se obișnuiască să ia salariile în ultima zi sau cu întârziere pentru că prețurile pe bursa energiei sunt mici și în plus compania se face după o cheltuială de 80 de milioane de euro pentru achiziționarea certificatelor de carbon. Aici faptul că și de asta vreau să mă duc pe ultima minut, am văzut astăzi un material extrem de interesant cât plătesc, apropo de polonezi, la puterea instalată pe cărbune și cât plătim noi, Complexul energetic Oltenia care are o capacitate instalată de circa 4000 de MW, bine, noi lucrăm cam cu 1500 din această capacitate, a plătit 80 de milioane de euro pentru această capacitate în acest an, doar acum. Foarte interesant, polonezii care au 45.000 de megawatți instalați pe centralele pe cărbune, au plătit de 11 ori mai puțin suma plătită de gorjeni. De români, în general. Cum se face că certificatul verde în Polonia costă atât de puțin? Și cum se face că la noi costă atât de mult? Autoritățile ar trebui să cerceteze foarte atent această situație, că mie mi-e teamă că pe aceste certificate vers sunt niște comisioane foarte ale băieților deștepți. Și de aia cumpără complexul cu cât, cu niște euro buni fiecare certificat. Rezultatul? Noi ne ducem un bot și ne închide la un moment dat, în timp ce alții o duc bine. Mersi. Și ar mai fi o chestie. Haideți să facem un sondaj național, un referendum. Dacă românii sunt de acord, să finanțeze energia verde iar noi să ne închidem toate capacitățile energetice de acest tip. Vom mai vorbi despre aceste lucruri, cu siguranță cazurile, cazurile, de genul ăsta din CEO sunt totdeauna foarte, foarte aprinse. Mai aflăm că administrația locală din Târgu Jiu vrea să închidă piața 9 mai pentru refacere. Motru a rămas fără gaze, și, bineînțeles, un sondaj fantomă la Consiliul Județean în care unii se bagă în seamă nu prea bate sondajul cu realitate. Dar asta vom mai vorbi, oricum nu mare relevanță în condițiile în care președintele de Consiliul Județean este ales de consilieri, practic o să aibă 50% sau poți să aibă 5%, nu contează asta la leg consilieri. Dar despre toate acestea, începând de luni, la emisiunea Ordinea de Zi. Vă mulțumesc astă seară! Pentru atenție, o săptămână bună!